Așa, da, dragilor, nu mă gândeam cum mai facem încă un filmuleț. Azi am mai făcut câteva fănică. Nu am vrut să fiu, să te iau pe tine, să te deranjez la treabă, că avem sarcini foarte precise. Apoi eu am venit de la mare, cu mult drag, să mă apuc să văd, eu să constat câte ceva ce este pe aici, în sfârșit. Te amintești că în duminica aceea, când am plecat, luni am plecat, nu mai știu ce dată era luni, și luni am plecat, luni am venit. Dar duminica, după amiază, cu toate că eu nu lucrez duminica. Deci Dumnezeu știe că nu vreau să lucrez la stupină. N-am avut ce face. Am pus o serie de caturi. Ți amintești că noi mă zăsesc de caturi? Da, da. Și am făcut așa. Pe linia a doua. Linia asta. Așa. Fănică, de când am visat la biostupul ăsta, de când l-am inventat, am visat clipa asta, de astăzi, de acum, din clipa asta, la stupul ăsta. Deci este o singură familie. O matcă probabil destul de harnică, că ce mi-au făcut nu poate să fie decât o mare, mare bucurie. Deci am visat ca să ajung și Buzunărelul să fie populat, nu? Și să pună și miere aici. Folosim Buzunărelul în clipa asta ca un magazin, ca un depozit. Iată. Uite-te tu ce a putut să fac. Este o mână de adică, dacă ți-aș pune care spiți 4 kg jumate, 5 asta. Deci, vezi, le numeri. Ce au putut să facă albinuțele astea? 3 sferturi de căpăcit. Vezi? Când ajunge, dematurizează mierea în fiecare, ajunge la 18-20%, îi pune căpăcelul. Mai întâi, îi pune un strat, un antibiotic cu proprietăți terapeutice și nebănuite, cu un spectru foarte larg asupra multor boli, după care îi pune un strat de propolis fin și pune căpăcelul de ceară. Vezi tu cum închide căpăcelul? Așa, câte un pic. Deci funcție de cum ea constată că a ajuns la maturizare. Ajunge de o face plin absolut tot. Adică căpăcește tot. Așa, asta e aproape 3 sferturi căpăcite, da? De regulă, când ajunge să fie căpăcită cam jumătate, apicultorul trebuie să apuce să extragă. Pentru chiar dacă mai rămâne colțul ăsta necăpăcit, chiar dacă rămâne, repet, necăpăcit, ea se amestecă. Aici concentrația e peste 20%. De aceea nu s-a maturizat. Fănică, ca să pot să dau căpăcelele deoparte, să o pot da la centrifugă, eu viu cu un piept acolo, să vezi, cu o furculiță, să dau căpăcele așa, merg frumos, dau căpăcelele deoparte și după ce am dat peste tot, urmează să o pun la centrifugă și se extrage. Uite, pe aici am mai curs un pic de miere, vezi? Nu le interesează deloc, n-au nicio treabă. În mod normal, când nu-i cules, să ferească Dumnezeu dacă stai cu un pic o ramă. Deci vine toată lumea, se produce furtișag, e dezastru. Dar acum, fiindcă este în plin cules, albina stă liniștită, își vede treaba ei. Așadar, fănică, asta este situația. Deci asta numai într-o săptămână. În săptămâna asta mai s-a întâmplat chestia asta. Da. Tu ții minte, noi am stimulat în gol, nu? Când da. Spuneam, fănică, dacă nu stimulăm, nu avem albină, n-are cine aduce. Deci, tot secretul este să ai albină la momentul în care ai cules. Dacă ai ai albină, are cine să aducă. Altfel poți să curgă nectarul din floare să le cu cana să-l culegi. N-are albina, trebuie să-l ia. Ea trebuie să-l transforme. Ea știe. Ea poate să facă asta. Ei bine, așa stau lucrurile și iată că trăiesc așa un moment de bucurie. N-am de gând să mă duc și în corp să arăt ce se întâmplă. El e cu miere și în corp, fără discuții. Dar aici în magazie, în buzunărel. Buzunărel, da, cum îi spunem noi. În buzunărel, exact. Iată ce a putut să fac. Acum, toate celelalte rame sunt la fel. Să nu credeți că o ramă este așa și alta n-are nimic. Nu. Asta am dat-o deoparte. Iată-o și pe asta. Ca să pot umbla. Deci și pe asta o am. Deci, vă vedeți, dragilor, e full. Spuneam că frumos. Tot timpul
tot timpul stau și analizez și tot fac fel de fel de, de lucruri. Cu ochii minții avansez foarte mult. Mă, tot felul, iată etajul, anul ăsta l-am făcut. Deci aici am așteptat să vedem, dincolo am populat etajul, ți-am amintești, nu? Da, da. Partea cealaltă. Aici l-am lăsat așa, dacă cumva vă ies sub un roi, poate decât să se ducă brambura și să caute până, poate să gândești, băi, hai să intru aici. Mi s-a întâmplat așa anul trecut, când da, da. Mi-a intrat pe o familie, pe un nucleu mai slăbuț, mi-a intrat un roi. Băi, n-ai nimic, vinim și noi aici. Așa. Și acum, spuneam că viața unui inventator nu e deloc ușoară. Deci el este tot într-un timp, într-un căutări continuu. Mi se întâmplă foarte des ca, să spunem, dacă am o problemă la matematică, pusă de un copil, de undeva, eu nu mai scap de chestiunea aceea. Până când îi găsesc soluție, nu pot să, n-am liniște. Din totdeauna asta a fost starea mea, aceea de căutare, de cercetare, de a descoperi, de a vedea, de a merge pe un drum pe care altul nu a fost. Ci că nu merge pe un drum care există, merge pe unul care nu există și dacă poți lasă și o urmă. Asta e fantastic. Este extraordinar. Deci antrenamentul ăsta, curiozitatea asta, ca să ajung să fac biostupul acesta, vine dinspre matematică. Eu știu foarte bine asta. Nu vine așa din var, nu oricum stai la cârciumă sau stai nu știu ce și ești inventator. Nu! Inventez încă o cană de vin sau știu ce acolo. Dar asta presupune o minte continuă în priză. Tu aștepți, nu știi când vine ideea. Dar cel mai tare lucru fănică de care mă ocup acum este când va venea Bunul Dumnezeu și se va întâmpla. Mă ocup de ăștia mici. Deci mă interesează mici până la de clasă, de 6 ani, de 5 ani. Acum fetițe, nepoțele mele la 6 ani, sunt nebunit să pot să le ajut. Sunt extraordinar. Și ca ei, nu numai pe ele, ci să le ajut pe toată generația asta care e la 6 ani, oriunde s-ar afla ei. Pentru că a existat acest spirit de curiozitate, nevoia de a ști, de a afla de ce se întâmplă asta, de ce se întâmplă asta. Ei bine, eu vreau și cred, statisticii spun că dacă până la 12 ani nu i-ai menținut starea asta de curiozitate a unui copil și ai venit și ai spus, stai așa, faci așa că să spun eu, nu știu ce, nu știu cum. Deci îi tai el anul acela. După care devine un roboțel și aștepți totdeauna să gândească altcineva pentru tine. Asta e drama pământenilor, să zicem, a oamenilor care viețuiesc pe planeta asta. Și când alții, cei 10-15% care împing lumea în față, inventează, ceilalți stau cu frâna trasă și nu așteaptă decât, băi, să-mi dai. Dar vină și tu, cum întrebi și tu cu ceva. Așadar, mă întorc și spun că acum, în clipa asta, am pus catul acela, duminica aceea, cât o fi fost, mai nici nu-mi dau seama cât am plecat, de pe 20, cât a fost când am venit copiii, pe 27, parcă au venit copiii, în sfârșit, din state, noi ne-am întâlnit pe plajă, acolo ne-am văzut. Pentru că am plecat cu Ana de aici, din Bacău, luni, și ei au venit duminică din Redmond, la Bill Gates, la Microsoft, acolo lucrează fiica mea și cu genele mele și ne zicem, toate ne găsim în Olimp. Acolo am ajuns și ne-am văzut. E bine, spuneam că în această săptămână lucrurile au evoluat foarte, foarte bine. Chiar mă întrebam, băi, ce le-ai făcut, mă? Ce știți să le faci și eu nu știu. Așa. Mai nimic, el știe mai multe ca noi. Da, așa este. Și să vezi ce au făcut. Tot catul ăsta cu foi puse. Eu recomandam, spuneam așa, băi, nu puneți foi deodată, băi, că nu au, le stresați, le veniți cu un gol imens, că trebuie să crească și foi. Muscresc, e o celulă dacă n-are pentru ce. Pentru că totul se produce consum de energie. Și acum să vedeți, dragilor, am să ridic câteva.
Așa. Deci, foaie pusă fănică și crescută. Crescută și umplută. Nu a început să căpăcească, că, mă rog, n-a avut timp. Dar nu este foarte multă albină, vedeți? Nu este exagerat de multă. Însă când are de treabă să duc în nebunite, să scoate masiv albina din doi, că se transformă în culegătoare, deci e activitate intensă. Și acum, dragi, o știți ce vreau să fac? Este momentul când, bănic, am să încerc să ridic catul ăsta, dar să știi că nu pot. Am să încerc. Că toate ramele, toate sunt crescute. De la prima până la ultima. Deci cele 9 rame sunt crescute și au și mierii. Da? Uite-le. Eu am luat-o pe asta. Toate sunt. Eu am văzut. Dacă sunt populate, sunt și crescute. Deci dacă aș putea să... Iau. Dacă nu... Și vezi ce am în cap. Ce idee am acum? Eu vreau să-i bag între corp și cat, să-l bag unul gol. Băi, creez un sentiment de panică de nebunite. Și tu vei începe iar. Băi, sunt nebunite. Cum, măi? Deasupra ai miere și, de sub... și golul ăsta cum am făcut? Am uitat noi. Dar cum am făcut? Am uitat. Băi, băi, știi cum? Mărești producția vizibil, pentru că dacă îl pun deasupra, nu e același rit de dezvoltare ca atunci când îl pun dedesubt, între ele. Am visat de când am inventat modelul de sub să ajung să fac chestia asta. N-am făcut-o niciodată. Le recomandam celor care merg după tehnologia mea să o facă în pași mărunți, să facă nu știu ce. Iată, le pui odată foile. Dacă ai pentru ce, dacă ai ajuns la cure să ai albină, ai pus odată foile, când ai pus catul, l-ai liniștit. Și atât, după cât timp, așa, mai ales că cei care duc în pastoral și prind o cureț bun pe afară, să ajung 7-8 kg pe zi, poți să bage. Să ajungi la 11 kg. În familie puternică, bag 11 kg într-o zi. Ei bine, în condițiile acelea, bagi catul de des între ele. Doi ridică de catul respectiv și o băgat al doilea cat, al treilea cat. Se poate băga. Așa. Eu să văd dacă mă descurc. Dacă mă descurc, sunt mare. Dacă nu, așa, e bine. Mai am descurcat, e bine. Mai am fost forță. Așa. Da, dragilor. Deci acum e șmecherea la care vă invit să pasă. Mănică vine să vezi, e full și de jos cu miere. Deci ramele sunt încărcate cu miere. Da? Hai să scoatem o ramă, bă, că doar nu-i foc. Aici sunt foi. Uite, una, două, trei, patru, cinci foi au fost crescute. Deci una, două, trei, patru, cinci, șase foi au fost crescute. Ridicăm o foaie. Să vedem ce s-a întâmplat jos în corp. Dacă tot am dat corpul deoparte, ce mă înjură ele pe mine, ai, Doamne. Și zic, băi, cum să ne faci tu una ca asta? Să ne bagi golul ăsta în casă. Sunt curios cum stă cu puietul. Jos aici am văzut n-ar nimic puiet. În buzunărel, și am scos o ramă la întâmplare. Iată ce se întâmplă. Deci ea e bătută cu puiet foarte bine, se ecluzionează acum masiv. Da? Deci suntem în etapa când ecluzionează. Fănică, ca să le explicăm prietenilor noștri, de unde dau eu seama că ecluzionează? Văd exact cum taie acum celula, da? Aici văd multă albină care cu capul în interior curăță în urma 2K. Deci doi ca curăță celula după ce a ieșit asta, albinuța așa, iese îndată în urmă. Uite, vezi cum iese. Așa s-a întâmplat în toată porțiunea asta. Deci aici a fost albină, aceea, uite, pufalete de albină, acum e ecluzionate. Uite, uite, uite. Nici nu știi despre vorba acum. Dar se duce repede mână cu un pic și în câteva ore se apucă să hrănește puietul. Curăță, face, intră, o face pe doica în prima parte, aveți. Da, deci stă bine, stăm bine. Vedem ramă bună cu puiet. Deci nici n-avea cum să nu fie. Este o matcă puternică, valoroasă, care o acoperi bine zona. N-a fost nevoie de o familie ajutătoare cu varianta care o am.
cu cea cu închid rampa de zbor din spate, bag albina în față. Nu, aici s-au descurcat ea foarte bine. Și acum, dragilor, n-am ce să vă fac, vă fac figura. Deci numai foi aici. Da? Le vedeam. Așa. Și atenție cum le pun, dragilor. Le pun să fac Hahnemann, adică dacă ele sunt așa cum vedeți că stau, eu le pun invers. Așa în cruce. Da? În cruce, da. Exact. Și acum pânică facem figura H. Lăsați cuțitul. Da. Da. Și figura 12, cum îmi place mie. Da, da, da. Și acum pe asta le pun. A, să fac 16 cruce. Așa asta, da? Hai să fac cruce. Să facem chestia asta, dragilor, cu gândul camat ca să nu intre sus. Ia dă cu nasul de colo, colo, nu-i prea cu linie. Dar acum, punându-i caturile acestea, nu, dacă am buzunar, am rampa asta de zbor, hai să o întorc invers. Ca rampa de zbor să fie în partea aceea. Ca să pot pune la fece. Așa. Bun. E, golul ăsta, știi ce, acum... Cred că în două zile e gata. Că văd că floarea, floarea odată. A început floarea soarelui acum și sperăm să meargă. Te încă mai merge, să știi, la noi aici. Vreo zi, da, două mai miros. Da. Seara mai miros. Și dacă mai miros, chiar mă gândeam. E o șansă imensă. Toată pădurea aceea numai de tei. Am văzut pe cum aleargă pe la Tulcea, după tei, în sfârșit, erau vagoane, zeci de vagoane, zeci de vagoane. Noi avem tei aici. Un pic de floare, să nu prea dă pe zona asta, dar dă bunul Dumnezeu, știe el cum să le facă, depinde de soi în primul rând, și de căldură, și de sol, deci mai mulți factori. Acum, aici ne încape foarte bine roința, aia mare, înțelegi tu? Roința mare, da, da. O să o punem roința mare, aici o să împerechem și o mătcuță, în roiniță, acum el este complet, asta e uzina. Nu știu, ați luat regina aia de acolo, avem o regină. O, n-am mai luat. Pe linia 1. N-am luat-o, că n-am avut timp să mă ajung de acolo. De o săptămână stau acolo, da? Și văd că are, și Albina are grijă. Are grijă, Albina de ea, da. Da, 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 o hrănește. E acolo, putem să o arătăm. Da, da, da. Și are o săptămână. De o săptămână. De când e acolo și, da. Da, pentru că... Cât a stat dumneavoastră? Corect. Deci o să punem aici... o să punem roința. Ăsta e biostup, e echipat complet. Deci în clipa asta el este ca o uzină. Da? Deci o să vedem ce se întâmplă. Sper să le crească. Sper să le crească. E prima dată când fac chestia asta și de ce am zis să și filmăm. De regulă la momentul când ești în pastoral și ai șansa să ai să crede bine și ai familie puternică, la 4 zile se bagă catul între cele două, la 4 zile. Așa, adică să fie crescut. Dar deja crescute. Eu sunt în situația asta cu foile. De fapt, acum joc rolul începătorului. Adică acela care și-a luat un biosup n-are foi crescute, n-are nimic, e în panică și iată dacă cineva într-o zonă meliferă, staționar. Știi ce vreau să spun? Sunt atâtea zone melifere în țară, pănică, mii și mii de zone de acestea, care sunt nevalorificate. Auzeam acum că Iohannis pune un proiect de țară. Adică pronunță cu așa deschide gura și proiect de țară. Dar el nu știe ce vrea să semne. O adună pe ăla, partidile astea care sunt pe aici, pe acolo, pe țara asta noi. Mare brânză, mă, că ei nu au starea asta. Sunt foarte puțini oameni care au o idee pe care o urmește după acum. Iată, dacă m-ar întreba pe mine, dar nu mă întreabă pe mine, sunt sus, undeva, acolo, ei au știința furtului, o au foarte bine pus la punct. Da? Deci de ce noi stăm într-o stare de asta așa de proastă? S-a furat în neștiri. Și eu spus,
Am făcut cu acte. Și-au dat guvernul, și-au dat ordonanțe peste noapte. E drama mare a poporului ăsta. Deci dacă m-ar întreba pe mine, aș gândi o strategie care, la care, să zicem, la baza întregii societăți, să fie școala, educația. Fănică, ascultă-mă ce spun, ți-o spun cu toată responsabilitatea. Fără educație de calitate și o educație aceasta în spiritul în care eu am creat videomanualul, în spiritul acesta al orientării generațiilor care urmează unele după altele, așa, a orientării spre partea asta de cercetare, de descoperire, de lucrurile pe care noi le știm și pentru copii sunt noutăți, da? Vrei să spun că filmulețul care l-ai făcut pentru Ana, pentru ea era absolut într-o zonă mirifică. Ea nu văzuse niciodată, mâncase cireșe, dar unde stă cireașa, ce se întâmplă cu cireșe, cum? Așa ceva nu era. În America, acolo nu prea... Nu, deci ei se duc la marketingurile acelea acolo. Supermarketurile acestea, unde găsești de toate, de la ac până la, nu știu ce, elefant. Deci găsești absolut totul acolo. Deci ea știe că asta e viața. Te duci acolo, ai, faci aprovizionarea și găsești tot felul de lucruri, fructe și așa mai departe. Ei bine, în condițiile în care am înțelege că o educație de aceasta făcută de valoare. Uite, discutam cu fiica mea acum la mare. Spunea, tata, indienii pur și simplu în curând trebuie să ne vopsim și să ne punem nu știu ce în frunte. Pentru că indienii au acaparat Microsoft. L-au acaparat pur și simplu. Sunt atât de mulți, se trag unii pe alții. Sunt și valoroși, zice, mai se strecoară și direcții mai modești, să zic așa. Dar este o educație făcută în spiritul ăsta al dezvoltării capacităților intelectuale de timpuriu. Pentru că ele, femeile, stau acasă, se ocupă de copii, deci de copii, de educația lor, de creșterea lor, așa, investesc foarte puternic, încă de la 3 ani încep. Începe morișca de a le băga sub formă de joacă, formă de... Informația. Da, informația. Sigur că la real start. Nu? Deci are real start. El se trezește știind. Mă uitam la nepoțica mea, păi, cu tabletele, cu nu știu ce, cu tot felul de chestii, nu știu cum. Deci asta de timpuriu pus la punct. Atenție! Dacă știm să valorificăm potențialul ăsta nativ al omului, acela de a cerceta, de a căuta, de a vedea de ce așa. Atunci lucrurile merg foarte bine. Dacă nu, așa, dar spun domnul președinte. Un proiect de țară și ca profesor, eu nu știu ce o fi având în cap, că e curios. Ca profesor are o șansă imensă, proiect de țară pe având la bază educația. Da? Altfel de școală. Asta pe care o propun eu, în care facem și video, prezentarea video a informației. Pentru că, fănică, oricât aș fi scris eu în carte, că să știi, că fac așa cu stupul, cu nu știu ce, e altă poveste decât asta care ne-a făcut filmul. Da, pe viu... Concret, se... da? Concret. Asta fac și la matematică. Sunt foarte bune și taberele astea de vară, care au început acum. Deci, unde ar fi să aveți și copii lângă dumneavoastră, așa, o săptămână să vă rezervați. Păi anul trecut am făcut numai așa. Numai dacă sunteți ajutat. Anul trecut am făcut chestia asta cu apicultura pentru începători. Am avut niște copii care vineau aici, făceam și matematică. În camera aceea unde ai văzut totul văruită așa, da. Acolo a fost o tablă și făceam și matematică și apicultură. Deci am făcut-o și poate o fac și în vara asta. Trebuie un pic de bani, că sigur că nu da, poți așa cu buzunarul gol. Da, nu, eu tot fac cu buzunarul gol, dar păi? sună urât. Când și-au dat ăștia seama, este, cum să spun, magnific ce am putut să fac de unul singur, fără resurse, cu o cameră de filmat, uite așa, asta micuța, când acum avem, e la îndemână, cealaltă când am avut-o, știi bine că ai încercat, am făcut și câteva film cu aceea. Bună. Sigur că da.
Vreau să spun că cu resursele mele am construit ceva magnific. Sunt peste 4.000 de ore de film. 4.000 de ore de film. Am ajuns la videoclipuri la aproape 3.000, dar fiecare are câte o oră jumate, altele până la 3 ore la început, când lucram pe spațiul unui graj cu tabla aceea. Păi de mine, eram de mai pământ. Așa am plecat în 2010. Așa de-a, dragilor, am făcut această secvență pe viu, v-am arătat așa ceva și în momentul, din momentul ăsta, Fănică, acolo unde o să mai găsim secvențe de așa, vom proceda la băgarea, șocarea familiei. O șocăm pur și simplu de, cu intervenția. O punem la treabă. Sigur că da, sigur că da. Așa, da, dragilor, v-am spus acest lucru cu toată bucuria mea din suflet, că trăiesc pur și simplu și respir prin, cu gândul tot timpul la, la voi, cei mulți care așteptați să, să, să prindeți cât mai multe informații. Nu voi sta niciodată pe gânduri, ori de câte ori o idee mi-a venit, sau va veni în continuare în viitor, vă voi arăta-o. La revedere, cu drag, Proful Online. La revedere.